Cu 185 de voturi pentru și o abținere, deputații au aprobat legea care prevede introducerea permisului de conducere pentru mopede sau scutere. Modificarea codului rutier urmărește ca la trafic să participe doar cei care au cunoștințe teoretice, dar și abilități practice pentru a intra în posesia unui permis de conducere. Totodată s-a modificat și vârsta minimă a celor care pot conduce mopede. De pildă, un motor din categoria A2 poate fi condus doar de cei care au minim 2 ani experiență, dar și vârsta de 20 de ani. Pentru motoarele din categoria A, limita de vârstă este de 24 de ani, în timp ce adolescenții de 16 ani vor putea conduce doar mopede din categoria AM, A1 și B1. Nu au nevoie de permis pentru a conduce un scooter cei care au deja un astfel de document pentru alte categorii de vehicule.